Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Ecleziast. Descoperirea dumnezeiască, cea mai presus de fire, se găsește în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Sfânta Scriptură sau Biblia este colecția cărților numite ale Vechiului și ale Noului Testament, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un răstim de aproape 1500 de ani, adică de la Moise, până la autorul Apocalipsei. Aceste cărți sunt comoara cea mai prețioasă de lumină și mântuire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Biserica le păstrează ca pe un odor de mare preț și le folosește ca pe un izvor de apă vie din care soarbe învățătura cea dumnezeiască. Cuvântul Biblie este de obârșie grecească și înseamnă cărți sau carte. Cărțile sau cartea Sfintei Scripturi și-au păstrat de-a lungul veacurilor numele grecesc de Biblie, atât pentru că Sfânta Scriptură a fost scrisă o bună parte în limba greacă, cât și pentru că, la început, în primele veacuri ale creștinismului, învățătura cuprinsă în ea a fost propovăduită mai ales în graiul grecesc, așa cum arată documentele timpului, îndeosebi Sfânta Tradiție. Acest cuvânt Biblie, care este cel mai întrebuințat atât de creștini cât și din necreștini, înfățișează deci Sfânta Scriptură ca pe o carte în sine, singura care de-a lungul istoriei și-a păstrat acest nume, fără alt adaos, și pe care noi, credincioșii, o socotim cartea mai presus de toate celelalte cărți, cartea cărților, cartea pe care, dacă nu o putem numi cea mai mare ca întindere, o putem numi cea mai prețioasă pentru cuprinsul și roadele ei în sufletele noastre. Sfânta Scriptură se poate citi cu cel mai mare folos de oricine, învățat sau neînvățat din orice parte a lumii. Ea cuprinde învățături mântuitoare și folositoare, căci ne vorbește despre Dumnezeu și despre mântuirea noastră în comuniune cu Dumnezeu prin Hristos, cu ajutorul Harului Duhului Sfânt. Iar scopul și rostul Sfintei Scripturi este, spune Sfântul Atanasie cel Mare, acea vestire îndoită despre Mântuitorul, că El a fost pururea Dumnezeu și Fiu, fiind cuvântul și strălucirea și înțelepciunea Tatălui, și că pe urmă, luând trup pentru noi, din Fecioara Maria, născătoarea de Dumnezeu, s-a făcut om, iar această îndoită vestire se poate afla urmărind-o în toată Scriptura de Dumnezeu insuflată, cum însuși Domnul a spus: cercetați Scripturile, că ele sunt cele ce mărturisesc despre mine. Ea ne învață apoi cum să trăim după voia lui Dumnezeu, adică binele, în înțelesul cel mai deplin al acestui cuvânt. Sfânta Scriptură spune numai adevărul, căci Duhul Sfânt n-a înșelat pe slujitorii săi. Oamenii nu puteau cunoaște prin firea și prin mintea lor lucruri așa de mari și de dumnezeiești, ci numai printr-un dar coborât de sus asupra oamenilor sfinți. Sfânta Scriptură are o unitate desăvârșită, același suflu dumnezeiesc se simte la citirea tuturor cărților ei, deși acestea sunt deosebite între ele din punct de vedere al conținutului și al formei de exprimare. Fiind dată prin Sfântul Duh, Sfânta Scriptură cuprinde adevărul. Nimic nedrept sau prefăcut nu se află întrânsa. Sfânta Scriptură are o putere covârșitoare prin care a prefăcut și preface nenumărate suflete păcătoase în sfinți. Sfântul Apostol Pavel zice despre deosebită puterea Sfântei Scripturi: cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și a duhului, dintre încheieturi și măduvă, și este judecător cugetelor și gândurilor inimii. Fericitul Ieronim, mare traducător și tâlcuitor al Sfintei Scripturi, se pronunță astfel: te rog, spune-mi ce este mai sfânt ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce este mai plăcut ca această plăcere, ce mâncări, ce feluri de miere sunt mai dulci decât cunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu, decât pătrunderea în locurile sale ascunse, decât privirea la ideea ziditorului și la cuvintele stăpânului tău, decât ca aceste cuvinte ale stăpânului, pline de înțelepciune duhovnicească, să învețe pe oameni. Aibă ceilalți averile lor, beie din cupe împodobite cu pietre prețioase, strălucească în stofe de mătase, fie neputincioși în a-și răpune bogățiile prin felurite plăceri. Desfătarea noastră să stea în a medita la legea Domnului, ziua și noaptea, a bate la ușa care ne este deschisă, a primi pâinile Sfintei Treimi și a merge pe valurile vieții, având pe Domnul călăuză. Sfânta Scriptură nu ne poate călăuzi ea singură pe calea mântuirii, atât pentru că ea n-a fost dată omenirii de la început, cât și pentru că atunci când a fost dată, ea n-a fost singura autoritate în această privință, ci a avut înaintea ei și apoi odată cu ea Sfânta Tradiție,
În vatră, mereu caldă a obștii religioase sau a bisericii. Cu mult înainte de a începe Moise să scrie primele cărți ale Vechiului Testament, a existat o evlavie a obștii religioase, chiar mai veche decât aceea a patriarhilor. Cărțile Noului Testament încep să apară după mai bine de 10 ani de la întemeierea bisericii. Ele apar în sânul acesteia și biserica alege cărțile insuflate încă din veacul I după Hristos. Biserica este autoritatea hotărătoare în această privință, cum și în tâlcuirea textului biblic. Ea este stâlpul și temelia adevărului. Ea ține canonul neclintit al adevărului. În ea lucrează Duhul Sfânt pentru păstrarea neîntinată a adevărului mântuitor. Unde este biserică, zice Sfântul Irineu, acolo este și Duhul Dumnezeu, și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este și biserica și tot harul, iar Duhul este adevărul. Iată de ce Sfânta Scriptură nu poate ea singură să ne călăuzească pe calea mântuirii, ci numai în biserică, împreună cu Sfânta Tradiție. Prin canonul cărților Sfinte Scripturii înțelegem totalitatea cărților sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis lista acestor cărți. Cuvântul canon n-a avut acest înțeles de la început. El este împrumutat din limba ebraică prin mijlocirea celei grecești și înseamnă, printre altele, dreptar sau regulă. Cu aceste două înțelesuri îl găsim întrebuințat și în Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel, după ce dă anumite sfaturi duhovnicești galatenilor, adaugă: și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului Dumnezeu. Se numesc apoi canoane, cu înțeles de rânduială, hotărârile privitoare la disciplina bisericească și anumite părți care intră în rânduiala slujbelor bisericești. Cărțile Sfinte Scripturi, cuprinzând canonul, adică regula de credință și de viață, au fost numite canoane cu acest înțeles, dar și cu înțelesul de totalitate sau de lista scrierilor care conțin aceste rânduieli. Cuvântul canon are acest înțeles atât la vechii iudei cât și la primii creștini. Există un canon al cărților Vechiului Testament și un canon al cărților Noului Testament, cu condiția ca învățătura cuprinsă în ele să fie descoperită de Dumnezeu prin insuflare, ca învățătura descoperită în ele să fie garantată de biserică. Biserica garanta învățătura aceasta pe baza vechimii și apostolicității, după regula lui Tertulian, că acel lucru este mai adevărat care este mai vechi și acel lucru este mai vechi care este de la început și acel lucru este de la început care vine de la apostoli, iar de la apostoli vine ceea ce a fost sfânt în bisericile apostolice. Cărțile care intră în canonul Vechiului Testament sunt 39. În afară de cele 39 de cărți canonice, Sfânta Scriptura Vechiului Testament mai cuprinde și alte cărți. Cărțile Anagionoscăma, bune de citit, netrecute deci în rândul cărților canonice, dar pe care biserica, socotindu-le folositoare și ziditoare de suflet, le-a recomandat spre citire catehumenilor, adică celor care se pregăteau să primească credința creștină. De aceea ele au fost păstrate în Sfânta Scriptură după cărțile canonice. Ele sunt pline de înțelepciune duhovnicească și de aceea biserica le folosește pe unele din ele chiar la sfintele slujbe. Canonul Noului Testament cuprinde 27 de cărți. Cărțile Vechiului Testament au fost scrise înainte de Hristos, într-un răstim de peste 1000 de ani. Cărțile Noului Testament au fost scrise în veacul I, cele mai multe înainte de anul 70. Numai cărțile Sfântului Ioan Evanghelistul și teologul au fost scrise între această dată și sfârșitul veacului I. În vorbirea obișnuită, cuvântul testament înseamnă hotărârile luate de cineva în scopul de a fi respectate după moarte. Cu acest înțeles și pe temeiul descoperirii date de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, Sfinții Părinți au învățat că cele două testamente, cel vechi și cel nou, arată voința lui Mesia de a face moștenitori a împărăției veșnice pe cei ce vor crede în el. Când este vorba despre Sfânta Scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament, cuvântul testament mai are și înțeles de legământ. El este legământul dintre Dumnezeu și om, făcut îndată după căderea acestuia, prin făgăduința dată de Dumnezeu primilor oameni, ca sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Acest legământ, pe cale de a fi uitat de oameni, a fost renoit față de patriarhul Avram, apoi a fost încheiat înscris pe muntele Sinai între Dumnezeu și poporul evreu. Despre acest legământ vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei.
Toate scrierile care cuprind legea și prorocii formează legământul vechi, adică testamentul vechi, fiindcă vorbesc despre acel legământ, fiindcă sunt date înainte de Hristos și își află împlinirea și desăvârșirea în el. Scrierile sfinte, date după Hristos, formează legământul nou, adică testamentul nou, fiindcă vorbesc despre noua legătură făcută la cina cea de taină, între Dumnezeu și oameni, legea cea nouă adusă lumii de Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel arată în chip lămurit învățătura despre cele două testamente. Vorbind despre jertfa Mântuitorului, el zice: și pentru aceasta el, Hristos, este mijlocitorul unui nou testament, că prin moartea suferită spre răscumpărarea greșelilor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Căci unde este testament, trebuie neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut testamentul. Căci un testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea, nici cel din tâi n-a fost sfințit fără de sânge. Sunt Crina Popescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune Ecleziast.